respectă legile țării. 3 iunie 1999, un tren care aparține forțelor NATO oprește în gara Pielești din județul Dolj. Comandantul militarilor americani prezintă actele la control. Le lipsește o ștampilă, tocmai cea de liberă trecere. A sosit trenul în gara Pielești. Prima grijă a fost să verific ce transport era, ce conținea, dacă era în regulă. Am primit documentele de transport, le-am verificat și am observat că pe acele documente nu era aplicată ștampila liber de vamă, ceea ce însemna că transportul a fost vămuit și este în regulă. După 4 ore de așteptare, trenul se pune în mișcare. Se strică după doar câțiva metri. În momentul când s-a defectat locomotiva, vă dați seama, alți nervi, căldură era mare, o căldură îngrozitoare. Și alți nervi. O lună mai târziu, militarii staționați în baza NATO din Craiova pleacă înapoi acasă. Pentru drum au nevoie de 18 vagoane cu care să-și care armamentul. Fac cerere la gara din Pielești, iar șeful de gară le face și devizul. Le-am făcut și calculul, le-am transmis suma. Au ce suma? Suma era 371 de milioane de lei și 20.000 de euro. După o așteptare de 2 săptămâni, garnitura este pusă în mișcare. O parte dintre soldați ajunge mai greu. La plecare se stabilise ora de plecare, ora 18.00, pe care n-au respectat-o. S-a dat o nouă dispoziție, 19.00. Florin Pătrăcăiu a aflat anul trecut că întâmplarea a devenit subiect de film. A fost invitat și pe platoul de filmare, unde s-a întâlnit cu Armand Asante, actorul care joacă rolul comandantului american. Dânsul a dorit foarte mult să mă cunoască și am fost adus la București. Am avut cu dânsul o întrevedere sau, să zic așa, un dialog. La Cannes, filmul California Dreaming a primit premiul Anserton Regard. În România, șeful de gară Florin Pătrăcheiu spune că dacă ar fi pus din nou în aceeași situație, ar proceda la fel, iar prietenii lui știu de ce. Palme d'Or, drept cea mai mare descoperire a competiției. Președintele Traian Băsescu l-a decorat post-mortem pe regizorul Cristian Nemescu cu Ordinul Național pentru Merit în grad de cavaler. California Dreaming, filmul neterminat al lui Nemescu, care a câștigat trofeul la categoria Anserton Regard, este inspirat dintr-un fapt real. Prima oară când Nea Florin a dat cu ochii de americani a fost în iunie 1999. A oprit convoiul militar la un control de rutină și a descoperit că documentul vamal care însoțea trenul nu era ștampilat, deși garnitura străbătuse deja jumătate de țară. Eu am fost ferm, le-am zis, fără ștampila asta nu mișcați de aici. Totul a durat circa 4 ore și până la urmă, dacă au văzut că nu se poate rezolva nimic, au trebuit să o aplice acea ștampilă. După 2 luni, trenul s-a întors. Șeful de gară de la Pielești a descoperit însă altă ilegalitate. Cheltuielile de transport nu erau achitate, așa că americanii au stat 2 săptămâni pe linie moartă la Pielești până s-au conformat legii. Le-am spus, până nu aveți bani, eu nu vă dau voi, nici nu vă aduc în gară. Era în zona aeroportului cu radarul respectiv. Nu vă aduc în gară, zic. Și au stat circa 2 săptămâni cu bagajele făcute. Faptele lui Nea Florin sunt deja legendă în zonă. Nu există om în Pielești care să nu știe de pățania americanilor. A avut un pic de curaj, un pic de, eu știu, demnitate. Practic n-a făcut nimic altceva decât a respectat instrucția de serviciu. Față de serviciu pe care l-a avut, trebuia. Alții nu și-au făcut-o mai de departe până unde a ajuns. A ajuns aici și nu le-a dat voie, a avut dreptate. Dom'le, aici ați ajuns la praz, prin praz nu se trece și... Asta este, ăștia sunt oltenii. Florin Pătrăcheiu este și acum șef de gară în Pielești. Ancheta dispusă la vremea respectivă de minister l-a găsit nevinovat, așa că nimeni nu s-a atins de oltean pentru că s-a opus armatei NATO.